Inspectoratul pentru situații de urgență Suceava a atras atenția joi asupra jocului copiilor cu petarde și artificii, care poate fi foarte periculos. Aceștia au atenționat că pe cât de spectaculoase sunt artificiile și petardele, pe atât de periculoase pot fi dacă sunt folosite necorespunzător. Aceștia au menționat că în ultimii ani au fost înregistrate cazuri când pompierii au acționat pentru stingerea incendiilor generate de utilizarea mijloacelor pirotehnice sau pentru acordarea asistenței medicale de urgență persoanelor care au fost rănite de aceste obiecte. Pentru evitarea oricăror evenimente, nu permiteți jocul copiilor cu petarde și artificii. De asemenea, utilizarea lor de către adulți se va realiza numai cu respectarea instrucțiunilor menționate de producător. Mai arată Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava.